Salutare, iepurașilor! La solicitarea publicului discutăm astăzi despre Braceite. Câteva noțiuni pe scurt, ce e Braceite-ul, de ce e important și cum poți face ca să-l optimizezi. Braceite-ul, o noțiune din engleză, se referă la distanța de la cel mai adânc punct al mânerului până la coardă. Distanța în linie dreaptă de la cel mai adânc punct al mânerului până la coardă. Este o noțiune simplu de înțeles. Sunt mai multe tipuri de arcuri, indiferent, vorbim aici de recurve, indiferent ce mâner ar avea, indiferent dacă e longbow, nu am acum longbow să vă arăt, dar indiferent ce model ar fi, de la cel mai adânc punct posibil de pe mâner până la coardă. Pentru a măsura braceite-ul avem diferite instrumente. Dacă vreți, mergeți pe site-urile de profil și vă luați un echier de ăsta profesional pentru arc. E bun că vă ajută să setați și knocking point-ul, înălțimea knocking point-ului. Dacă nu, vă duceți la un magazin de materiale de construcții și vă luați un simplu echier de tâmplărie, pentru că e important să măsori în linie dreaptă, perpendicular. După cum vedeți acum, am undeva la 18,5, aproape 19 cm. Braceite. De ce e importantă noțiunea asta? În primul rând, braceite-ul dictează comportamentul arcului în ce privește vibrația și sunetul. Aud des problema asta, sau mă rog, mă contactează des oameni și îmi spun, băi, vibrează, sună, e chitară, e sună aiurea, cum fac să-l reglez? Folosesc eu ceva greșit, fac ceva greșit. De cele mai multe ori e vorba de braceite. Pentru a modifica braceite-ul, am făcut tutorial despre cum montez corect un arc recurve, nu vă mai bat la cap. Pentru a modifica braceite-ul, nu ai decât de răsucit coarda, da? Și ții cont câte ture răsucești, câte ture de 360 de grade, deci o tură, două ture, da? Trei ture la răsucit acum. În momentul în care eu am răsucit astea trei ture, când îl pun la loc, nu o să-mi mai dea valoarea dinainte. O să-mi dea o valoare mare. Uite, acum are aproape 20, 19,5, 20 de centimetri. Deci o să dea o valoare mai mare. Ca să, dacă îmi vine arcul cu o valoare prea mare a braceite-ului, nu fac decât să procedez invers. Adică sunt în poziție aici, nu mai știu câte ture îl dădusem, una, două, trei să zicem. Da? Și automat lungind coarda, dă voie la brațe să se ducă mai în față, fiind coarda mai lungă, dă voie la brațe să se ducă mai în față și se apropie aici. Și avem, uite, avem un 18,5 acum, ceva de gen, 18,7, 18,5, pe acolo. Nu e o știință exactă. Producătorul îți dă, la arc, de cele mai multe ori, o marjă de valori, nu îți dă o valoare exactă. Pentru că depinde foarte mult de caracteristicile arcașului și de caracteristicile săgeții. Dacă arcașul are o întindere mai mare, va trebui să ajusteze braceite-ul în așa fel încât să îl armonizeze la lungimea aia de întindere. Dacă arcașul e mai scund, va trebui să-l ajusteze iar la fel. Dacă săgeata e mai grea, va vibra mai puțin și atunci va fi mai puțin pretențios la braceite. Dacă ești cu săgeți mai ușoare, vibrează mai tare pentru că disipă mai multă energie decât transferă săgeții. Cam așa stau lucrurile. Îl ajustezi din coardă, îl măsori de la cel mai adânc punct până la coardă și în funcție de cât îți recomandă producătorul, între 6 și 8 inci, să zicem. Pleci de la valoarea cea mai mică, 6 inci, din considerente de energie. Tu, teoretic, pentru a obține viteze cât mai mari și pentru a scoate tot din ce poate arcul, ai nevoie de un braceite cât mai mic. De ce? Pentru ca ciclul de lucru, da, să fie mai lung. Automat, dacă miciorezi braceite-ul,
ciclu de lucru va fi mai lung. Dacă îl mărești, arcul va lucra pe o cursă mai mică, de la 28 cât întinzi tu până la 7 inci. De la 28 până la 6 inci și tot așa. Cu cât ciclu de lucru e mai mare, cu atât ai eficiență mai mare, e logic. Dar dacă îl lași prea mic, ajunge chitară, ajunge să vibreze. Practic nu faci altceva decât să acordezi un instrument muzical cu corzi, o chitară, o vioară, o ce vreți voi. Modifici tensiunea în coardă și în funcție de câtă tensiune are, la contact îți dă un anumit sunet și o anumită vibrație. Ce ar mai fi de zis? Ar fi de zis despre corzi. În momentul în care ții arc nou, coarda se va întinde. Indiferent de cât de fiță e arcul ăla, ce marcă e, câte mii de lei dai pe el. Coarda, când e nouă, se întinde. Până se așează ea, chiar vă provoc să faceți un experiment, vă luați un arc nou, îl puneți prima dată, îl asamblați și trageți. La prima ședință de tragere, înainte măsurați brace height-ul și după 100-200 de săgeți câte trageți voi acolo, măsurați din nou la final brace height-ul și o să vedeți că e mai mic. De ce? Pentru că se întinde coarda și se micșorează brace height-ul. La fel, poate avea efect și la în ce privește knocking point-ul. Ți-ai luat arc nou, i-ai făcut setări și te trezești că după 2-3 ședințe de tragere îți atinge săgeata aiurea pe aici, se lovește săgeata cu penele și sare în sus. Bine, eu exagerez acum, dar vei observa mici inconsistențe pe comportamentul săgeții. Și atunci te întrebi, bă, ce dracu, e ceva în regulă cu mine, că eu trag la fel. E de la brace height. Dacă coarda a fost nouă și s-a întins, automat și punctul ăsta de aici, pentru că tu nu l-ai la jumatea geometrică a corzii, da? Tu l-ai undeva mai sus de centru. Și dacă coarda se întinde, automat el își va modifica poziția. Și în felul ăsta ajungi să te întrebi degeaba unde greșești, când de fapt e vorba de o coardă nouă care încă nu s-a așezat. Cam atâta, cam asta e despre brace height. Deci se măsoară de la cel mai adânc punct până la coardă. Aveți grijă să folosiți echiere ca să fie în linie dreaptă. Este influențat în mod direct de lungimea corzii. O răsucești, mărești brace height-ul, o dezrăsucești, micșorezi brace height-ul pentru că se lungește și automat brace height-ul va fi mai mic, coarda se va apropia de coardă. Cam atât pentru azi, dacă mai aveți întrebări, ne găsim în secțiunea de comentarii. Hai, sănătate!